acela e un Tsuro Kikotawa, după care ai făcut un beligoce pe la gât, pac, pac, ești foarte tare. Tu ce faci aici în loc să fii pe podiumurile mondiale? Oh, nu știu. Ești nu pe podiumurile mondiale. Mă lizipesc emisiune, așa-i? La cititistică. Campion național la Tai Kertzdo, Tiberiu Codorean, oșa! Ei, ne-am întors, dragilor, și vă spunem, înainte să trecem în partea a treia, Cristina acum aprobează tricou. Mamă, mamă, ce bine îi stă! Și până intre ea, vrem să vă spunem că o echipă de cercetători americani a reușit să descopere zonele exacte din creierul uman unde, și nu glumesc, se ascunde inteligența. Se pare că zonele cheie pentru inteligența umană sunt în spatele osului frunții și în spatele urechii stângi. De aceea noi credem că e foarte bine că țara noastră este condusă așa, după ureche. E bine că la unii inteligența se ascunde bine de tot și în alte părți. E imposibil de găsit, dar asta e o altă discuție. Asta e o altă chestie. Plus că îmi dau seama că de data asta cercetătorii americani au dreptate. Spuneți-mi câți dintre dumneavoastră nu v-ați dat seama de un lucru după ce v-ați trăznit una peste cap. Stați și vă gândiți, acum știu, și în momentul în care i-ați dat, brâng, plâng, 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 brâng, plâng, plâng, asta de acolo la automat ce merg. Bun, rămânem tot în Statele Unite ale Americii, unde lanțul de fast food Pizza Hut a lansat un nou produs. Și anume, fiți atenți, e vorba de o pizza la care aluatul de pe margine, știți, toată lumea a mâncat o pizza. Ai mâncat toată bunătatea, după care la final rămâne crusta aia bună. Ei, ce s-au gândit americanii? Să umple această margine cu un, exact, cremvușni. Ia uitați-vă puțin și la poză să o vedeți. Ta-da! Deci crusta pe care o vedeți voi e crusta aia care tot timpul e bună și când se mai răcește, o mai ronțe, mai dai după ea un pahar de... La mine nu, la mine. E ca mânerul pentru felia de pizza. Țin de el, mănânc felia de pizza și arunc restul. Ce, tu nu mănânci crusta? Nu-mi place totdeauna, depinde de pizza. Astăzi ai ras două langoșe cu brânză și telemea de n-ai știu pe ce planetă ești. Da, bun, în consecință să-ți fie de bine, că ți-i fomiță. În consecință, noi vrem să le urăm americanilor mult succes în războiul contra terorismului. Da, nu de alta, dar se pare că au pierdut de mult războiul împotriva obezității. Asta am văzut pe... Am văzut cu ochii mei. În timpul cât am stat în state, vara se făceau focuri de tabără. Și era o domnișoară grăsuță acolo, care atunci când mergea să stea în jurul focului, stătea în jurul focului. Oh! Man, cât ai fost de diplomat, ticălosule, o sun eu și o îi spun, când mai caști tu în America, dacă nu-ți împachetează, focul erai tu, ardeai fierbinte și ea te îmbrățișa. Bun, haideți să vă povestesc despre niște arheologi. Arheologii care fac săpături pentru reabilitarea și reamenajarea curții Bisericii Negre din Brașov, au descoperit astăzi peste 50 de morminte cu oseminte care datează atât din Evul Mediu, cât și din epoca modernă. Și nu ne-ar fi surprins deloc nici să găsească trupurile unor enoriași care s-au pus la coadă la pupat moaște în urmă cu câțiva ani. Am observat că stau unii din conaționalii noștri la coadă la moaște, până vorba aia uită Dumnezeu de ei. E ok să pupi moaștele, că nu e nicio problemă. Cu poala popii e mai... Aveți grijă cum pupați poala popii, că e nasol de pupat poala popii în ultima vreme. Și mergem puțin, ieșim de pe planeta asta și vă spunem că la exact 51 de ani de când Yuri Gagarin a efectuat primul zbor în jurul Pământului, adică astăzi, 12 aprilie, cei de la Discovery susțin că recordul lui nu ar trebui omologat. Știți de ce? Ci că rusul s-ar fi catapultat prematur. Însă pentru majoritatea bărbaților asta nu e de obicei o problemă. Adică chiar dacă te-ai catapultat în mod precoce, măcar pentru puțin timp ai fost în al nouălea cer. I love this. Bun, și vă mai spunem una. Liderul nord-corean, Kim Jong-un, a fost promovat recent în cel mai important post militar al regimului pe care îl conduce. El este acum președintele militar central al Partidului Muncii din Coreea de Nord Comunistă. Lucru destul de impresionant, dar s-a petrecut destul de devreme în cariera marelui corean. Că, na, e tinerel, băiatul, nici nu știm dacă are buletin. Dar noi bănuim că în câțiva ani el va mai avea parte de încă o creștere în rang, atunci când va fi numit.
întâiul Batman, adevăratul Chuck Norris și Rambo-ul suprem al națiunii coreene. Da. Poză cu asta am făcut? Nu. După poza de ieri cu cameramanul nord-corean nu, și nu cu e nevoie. Ustensila pe care avea nu mai e nevoie. Urmează numai să-l mai numească Cavaler Jedi. Cavaler Jedi! Jedi! Bun, ei și acum că am vorbit despre cavaleri și despre am avut bătăuși, ia haideți să o vedem pe Cristina, cum arată ea în tricou ăla. Hă? Unde ți-e tricoul? În culise. Dragilor, în timp ce vă vorbeam, pentru că un ochi e la dumneavoastră și un ochi umblă după Cristina, îl mai scurg câteodată și la arunc ca în Pirații din Caraibe, am văzut-o schimbându-se. Un tricou care vine perfect, dar doar nu credeți că i-a încăput peste piept. Cristina, bună seara, bine ai venit, draga bună mea! Bună seara, bine v-am regăsit! Ia loc la noi, frumoasă, și spune-ne cum s-ar spune în vremurile de demult, ce vânt te aduce pe la noi, străino? Oh, ce vânt! În seara asta chiar am pregătit un subiect, dacă toți suntem în Săptămâna Mare, un subiect plin de spiritualitate. O, Doamne, ne vei spune despre? Karma în finanțele personale. Karma în finanțele personale? Karma în finanțele personale. Ce e karma? Hai să definim karma pentru început. Karma. Karma, practic, este o... cum să spun? What goes around comes around. Da, exact. Filozofic și religios, dacă am putea să definim acest cuvânt, practic orice acțiune umană, fie ea fizică sau spirituală, este urmată de o reacțiune sau o consecință. Dacă ne imaginăm, de exemplu, să aruncăm o piatră în mediul vid în care nu există gravitație, practic acea piatră se va întoarce din locul în care a fost aruncat. Și atunci... există, practic, o grămadă de obiceiuri legate de activitățile noastre financiare cotidiene prin care putem să atragem o karma bună, pozitivă sau o karma negativă sau proastă sau cum vreți să îi spunem. Deci o karma pozitivă sau o karma negativă. În primul și în primul rând, dacă tot am discutat și ieri despre acea redistribuire a averii, păi dacă facem acest lucru, în sensul că dacă noi, care suntem mai norocoși, îi ajutăm pe cei care sunt mai puțin norocoși, prin donații sau prin orice metodă financiară, practic nu facem decât să atragem această karma pozitivă. Dar ce se întâmplă dacă, de exemplu, trăim pe datorie? Să nu mă înțelegeți greșit, pentru că, normal, unii oameni probabil nu își permit să-și cumpere o casă fără să apeleze la un credit ipotecar. Sau, nu știu, am spus și în cazul afacerilor că este bine să avem, pe lângă banii noștri, capitalul propriu, să avem și capital împrumutat. Dar ceea ce se spune că atrage o karma negativă este obiceiul de a îți cheltui banii și cardul de credit pentru niște mofturi sau fițe, cum ar fi o haină scumpă sau... E bun, eu sunt ferit. Dar dacă eu am făcut multe fapte bune și ar trebui să primesc karma pozitivă, îmi intră direct în cont, mă duc eu să o ridic, care e rata de schimb euro-karma? Asta este o întrebare încuietoare, oare? A, nici nu mă așteptam să-mi dai un răspuns, da. Nu, hai să ne gândim să aducem gândurile pozitive. A doua... atitudine pe care ar trebui să o avem față de familie și mă refer la atitudine financiară, ce ar trebui să atragă o karma bună. Pentru că într-o familie părinții, mama sau tata nu sunt decât, sau putem să-i definim bănci ca fiind... fără fund. Da, sau mai frumos, sau mai frumos ca furnizori de bunuri și servicii pentru copii, pentru cei care depind de ei. Și atunci este bine și este normal ca să ne gândim cum să ne rotunjim veniturile. Dar karma negativă apare atunci când practic ne setăm aceste obiective pecuniare și devenim egoiști și dorim să avem din ce în ce mai mulți bani și uităm de familie și ignorăm familia. Karma negativă, să nu facem acest lucru. Trei la mână. Încă un exemplu consider eu foarte, foarte relevant. Dacă ne gândim să aducem o creștere și o plus valoare generațiilor viitoare, în sensul că prin activitățile noastre putem să reciclăm,
Sau putem să consumăm energie mai eficient sau mai puțin, da? Sau poluăm mai puțin. Practic, generațiilor viitoare le va rămâne o lume mai frumoasă, să punem așa. Și mai mult decât atât, în karma, cei care cred în karma cred și în reîncarnare. Deci, practic, această lume nu rămâne numai generațiilor viitoare, ci și nouă care ne reîncarnăm în cine știe cine, în viitor. Sau ce? Sau ce, exact. Exact azi la bibliotecă. Pentru la că dacă ai fost rău, te reîncarnezi într-un animal pe o treaptă inferioară în lanțul trofic. Cred. Asta citeam, ce coincidență. Astăzi când am deschis cartea la librărie cu tine, Tibi, scria probabilitatea. Deci suntem făcuți din miliarde de atomi și universul are atâta grijă ca totul să se recicleze, încât este foarte posibil ca o parte din atomii unuia dintre noi să fie aparținut vreodată lui William Shakespeare. Da, sau Attila. Sau exact, mă gândeam, sau Hitler. Exact. Sau Marilyn Monroe. Oh, bravo. A? N-ar fi rău. M-am uitat la tine când a zis Marilyn Monroe. Nu pentru că trebuia să ne uităm amândoi în aceeași direcție. A. Stai cu mine aici la treburile astea. Da. Căutam o imagine cu karma. Să-i faci o poză, karma? Nu. Căutam o imagine cu karma să zic de ce. A, mai ai? Zine. Mai aveam o pereche, da, pentru că m-am dus pe pereche karma pozitivă, karma negativă. Până acum ai popă de roșu cu popă de inimă neagră. Bine, că tu zici popă de roșu cu popă, este karma pozitivă, karma negativă, uite. Pentru cei care ne priviți, eu știu că cei mai mulți dintre noastre știți ce e karma, dar cei care încă nu credeți în karma și credeți în sunteți creștini și creștini adevărați, care vă duceți la Sfânta Biserică și le dați bani așa cum trebuie, în speranța că banii vor ajunge unde trebuie, dar banii dumneavoastră ridică alte biserici și cumpără alte mașini bengoase de sute de mii de euro, doar nu credeți că... Deci să fiți realiști. Mă rog, am închis paranteza care a fost o acoladă. Pentru cei care nu știți ce e karma, karma este ceea ce noi creștinii spunem, lasă că îți dă Dumnezeu înapoi. Faci bine, bine faci, bine găsești. Exact. Asta este karma, bine faci, bine găsești. Cei care nu cred în divinitate sau în Dumnezeu și cred într-o altă formă de spiritualitate, se referă la acest efect de echilibru universal ca fiind karma. Adică dacă faci ceva bine, vei primi întotdeauna ceva bine. Poți să-i spui o lege universală a compensației. Termen pe care l-am auzit de la un taximetrist, foarte frumos explicat. Cum? Legea universală a compensației. Așa e. Adică uitați-vă, totul, cineva spunea odată, când luna plânge, soarele tace și uite așa se păstrează echilibru universal. Totul e în echilibru. Femeia, bărbatul, ziua, noaptea, adică alb, plânge. Negru. De ce plânge? O zi soarele ceva și-a supărat-o, de-aia tace? Sau... Dacă ai fi tu lună sau soare, clar ai fi zis ceva să superi fata respectivă. Dar așa ea s-a supărat din alte rațiuni. Da. Mai vreau să vă spun, karma e negativă. Karma e negativă. Dacă e pozitivă, e dharma. M-am lovit peste frunte și mi-am adus aminte. Bun. O ultimă pereche de karma mai am referitor la... Ai grijă, nu strica ce decor, eu te rog, eu nu, eu nu. Referitor la comportamentul nostru financiar, dacă ne gândim să practic să aducem bunăstare și celorlalți și ne aventurăm pe o cale antreprenorială, nu câștigăm numai noi, pentru că creăm și joburi și locuri, noi locuri de muncă în care practic putem să ajutăm pe ceilalți. Și merge pereche cu karma negativă atunci când încercăm să ne facem avere pe evaziune fiscală, delapidare, minciună și așa mai departe. N-ai putut să te oprești aici să nu te combat. Tu ai dreptate că este... Adică aveți impresia, serios, credeți că ai dreptate în lume, te rog. Da, asta zic, două exemple îți dau. Ponzi și Bernie Madoff, cu schemele lor financiare, au fost prinși. Deci nu este bine să... Doi. Ce? Deci ei doi. Ei doi. În viitor doi. Și restul vor fi prinși. Știu la cine te gândești, nu vreau să dau nume, dar și ei... își vor primi soarta și karma negativă o să-i urmeze. Mai ales că suntem în săptămâna mare, nu e bine să dorim răul nimănui. Și realmente nu dorim răul nimănui. Eu nu doresc răul celor care de 20 de ani se îmbogățesc luând de la noi. Dar îmi doresc să se facă dreptate. Asta pot să-mi doresc. E bine să-ți dorești. Tocmai. Și atunci îmi doresc să se facă dreptate. Dacă
prin această acțiune și dorința mea de a se face dreptate, presupune ca ei să înghită pușcăria și pușcăria să înghită pe ei câte vreo 30 de ani fără suspendare, eu nu le-am dorit rău. Nu, eu am dorit ca dacă sunt creștini, apoi bunul Dumnezeu să facă dreptate. Dacă sunt budiști, apoi Buddha să se frece pe burtică și să le întoarcă, da? Să le vină karma, să le vină dharma. Dar cei care de 20 de ani fură și ne fură, din ce văd eu până acum? Și nici nu e așa rău. Spuneai tu că au dispărut din 90 până acum 70-80 de miliarde. Și da. Eu, ca să pun totul într-o perspectivă, am calculat cât ar veni în pachete de țigări. Zi. 24,3% din românii peste 15 ani fumează pe bază zilnică. Un sfert din românii peste 15 ani. Aceștia cheltuie pe lună 273 de lei pe țigări, care într-un an vin la 3.276 de roni. Cei 3.276 de roni la cursul euro de azi sunt 475 de euro pe an pe persoană. În România fumează 4,85 milioane de români. Asta într-un an vine 3.613,25 milioane de euro dați de România într-un an pentru țigări. Cât? 3.613,25 pe an toată România. Milioane? 3.000. Da. 3.000 de milioane, adică 3 miliarde. Atâția bani se duc pe țigări. România fumează 3 miliarde de euro. Atâția bani se duc în fum. Deci acei 80 de miliarde de euro sunt exact 22,14 ani de fumat pe care românii nu-i fumează. Deci ne-au făcut un bine enorm. Este o darmă cum nu se poate. Nu? Românii fumează de 3 miliarde de euro pe an. Așa am calculat eu. Să nu spui că industria tutunului nu e profitabilă. O, Doamne, industria tutunului oricum vine sub armamentului și sub prima. Știi care e prima? Prima e cea mai profitabilă. Medicamentoasă și farmacia. Medicamentele și farmacia, cea mai profitabilă industrie din lume. Karma, și farma. Ai auzit? Uite că nici nu puteam să-l spun. Karma, Dharma și farma. Cea mai profitabilă industrie din lume este industria farmaceutică. Vă mai întrebați de ce toți suntem atâta de bolnavi și ni se varsă atâtea prostii noi? Nici nu știu, ți se dă un medicament ca să eu te sănătoșească? Cum? Eu mă simt bine. Păi da, dar tu te tratezi naturist. Eu mă tratez, uite aici sus. Dacă mă gândesc că mă simt bine, atunci mă simt bine. Vizualizarea pozitivă de care tot am vorbit în emisiunile exact. Trecute. Așa e. Apropo de, știi când ne povesteam mai devreme oamenilor, de statistica cercetătorilor cu punctul, locul unde se ascunde inteligența. Și aici în spatele lobului e după ureche și asta în România se aplică când totul se face după ureche. Și mai e și partea în spatele frunții. Și pe bune vă spun tot, e o chestie fizică. Stai seama, îți dai seama, îți dă una peste cap și îți dai seama ce s-a întâmplat. Ei, vreau să vă spun marea diferență dintre români și nemți. Marea diferență dintre români și nemți, pe bune vă spun, nu știu dacă ați observat, românii, asta este o statistică, o să vă arătăm odată, românii chelesc începând de aici, de la frunte. În timp ce nemții chelesc de aici, din vârful capului. Se pare că cercetătorii au făcut un studiu și au ajuns la următoarea concluzie. Nemții chelesc începând cu vârful capului pentru că eternul lor gest al neamțului este cum să fac să meargă mai bine, să fac să funcționeze masa, oare cum să o fac? Ăsta este gestul lor. În timp ce românul, gestul reprezentativ al românului e... Ce-am făcut? Și odată cu activarea centrului de inteligență, cu fiecare rachetă ce și-o dă românul tântălău peste cap, mai pierde un pic de păr. Dar nu-i nimic, știm cu toții că părul deștept pleacă de la capul prost. Nu, invers. Părul prost pleacă de la capul deștept. Bun, mai avem timp de vreo știre? Nu mai avem timp de nicio știre. Înseamnă că îi mulțumesc Cristinei. De fapt, nu-i mulțumesc Cristinei pentru că trebuia să vină îmbrăcată în tricou, așa cum speram că o să vină îmbrăcată. Tibi, pentru calculul, de ce ai ales tu țigări ca și exemplu? Pentru că un sfert din oameni fumează și e un produs la care se pot raporta. E traducerea în termeni pe care toată lumea poate să-i înțeleagă. Așa să fie. Bine, dragi. Eu nu fumez. Noi vă dorim, sperăm că ați avut o joi minunată. Mâine e Vinerea Mare. N-avem sfaturi. Că n-avem sfaturi, avem dorințe. Să aveți parte de o zi frumoasă și mâine seară, Vinerea Mare, ne întâlnim și mâine seară și avem o seară ușoară de weekend cu invitați frumoși și cu subiecte interesante, filozofico-spirituale.
Mâine o să încercăm și noi să fim mai buni, să nu lătrăm atâta și să mușcăm din tur la bisericii. Cristina, Tibi și Bogdan, vă doresc o noapte minunată, o zi bună mâine și ne revedem la 22:30 pe Transilvania Look, aici, la Servus Talk.